Păi, prieteni, bună dimineața! Ia, hai să vedem și noi pe patron castelele. Deschid ușa, ia uitați, luăm mâncarea asta, se duce lui patron, că nu mai mâncam. Patroană! Patroană! Unde ești? Uite ce ți-am adus! Uite ce ți-am adus! S-am adus mâncarea asta. Ușor să mâncare. Fără fiesuța, pe frig. Am luat-o să mănânc azi noapte. Bă, patron, a venit iarna? A venit iarna, gata. Vine frigul, arăta la televizor. Mamă, n-a venit uraganul și vijelie, a venit iarna. Asta să pun eu să mănânc. Bă, nu, dar nu mănâncă eu după mine. Nu mănâncă, ai văzut că nu mănâncă. Ia-ți ea? Unde e? Pleacă de dimineață, uite ce patru a luat în darmanie. De unde a luat-o? De sus. De la noi sau de unde? De la noi, de sus. Uite, da. Uitați și pătura a luat, Sion. Yes. E frig, adevărul că e frig, dar trebuie să-l dăm afară din casă. Patroană, îl dăm afară din casă pe Ioane Diloic. Da. Vedeți, prietenii, am lăsat bucătăria asta. Ce să facem? Ce? Să băgăm canapeaua aia pe aici. Aici, noi? Da. Să mă duc socare, să o zic. El nici nu vine aici, nici nu nimic, doarme ca la hotel. De ce nu iai halatul? Păi ia stai puțin. El vine aici și nu-și face baie. Dar la hotel, pătimește, vrea nu. Să facă baie noapte. Păi lasă că... Și să duzase la ursul, să vorbească cu ursul. Și? El nu-l băg la mine în baie, l-am băgat de multe ori și nu cunoaște nimica. Uite, n-are scaunele cine să le cără unde le-a băgat ăla. Pe ce scaune? Nu te duci cu scaunele, că multă frică. Uite, n-are cine să răsoarnă apa din aia. Cine? Uite scaunul aici. Băi, patroană, nu mai munci, mă, patroană, mult. Uite, mi l-ai băgat cu listic aici, așa că mi-a fac. Da, mă, patroană, dar nu mai... Pe cine? Tu știi că mi-e rău acum. Ia, vedeți? Mi-e rău, uite că... Patroană, îi dai lui Anca bucătăria asta? Hai? Îi dai lui Anca? Nu asta, e lantă. Noi aici avem de sărbători. Noi ce facem? Mutăm centrala aia de pe curent aici. Și acolo cumpărăm una mare. Da. Și avem căldură. Lasă că facem în ianuarie. Facem. E timpul, nu-i trecut. Facem în ianuarie, patroane. Facem oricând. Dar ce vii după mine? Să vă ce aici. Lasă-mă că nu mai e nimic în bani. Trebuie să dăm la tine o artică. Și nu mai avem tot dileva toată. La cine să dai? La niște oameni. Ia vezi acolo jos, jos, jos. Nu jos. E. Acolo bani. Nu mai e nimic, avem tot dileva. Păi Ion ăsta, Diloai, că bea... A venit toate rapuri. Uite, e șampania asta, dă-i asta. Care? Dacă trebuie să dai. Care șampania? Uite asta. Nu pot să ajung. Au, dar asta e Domn Perignon. Uite, haide să dau pe asta. Ia vezi, e Domn Perignon, patroană. Ce-a fi? Ce-a fi, păi tu știi cât e șampania aia? Cât? Ia, întoarce-o să vedem și noi. Mamă, Domn Perignon. Știi cât e? Lasă, Domn Perignon, cine mai bem? Știi cât e? 14 lei, patroane. Ce mai bem noi? Nu mai bem. Păi te dau pe linion, de-aia scump. Dar la niște oameni care ne ajută. La niște oameni? Da. Ei coșurile alea sau nu le lasați? Auzi, prasta mai aia care a rămas, am băgat-o în frigider, am băgat-o în pâi. Păi, este puțin. Nu ai lăsat-o lua din? O lua din? Păi da. Nu e nu astăzi. Hai să-ți scot din ladă ceva, din cucan, ca să fii în frigider. Ca să iei pasilele. Dar nu e nu astăzi. Auzi, v-am luat pastilele, că mi-a fost rău. Ce ai făcut? 4 ore de s-a fost rău. Păi ce cu numărul, cu frigul. Când dă frigul, eu mor mereu. Mamă, chiar, bă, prieteni. De ce frig e? Păi dacă cază. Ai stat iar toată noaptea pe TikTok cu diamanta aia. De unde o știi pe diamanta? Până am văzut-o un frig de la vreo. Hai, prietena mea. Să stai jos aici, să-ți spatem din ladă ceva. Păi tu unde duci? Doamne, vine oameni afară, ce să fac cu tine aici? Ce scoți din curcanul, ce vrei? Tu știi ce ai pus, tată pește. Vrei asta, ai pus curcan acolo? Da. Ai pus tu? Bă, ai pus tu, am pus și eu într-o pungă mai mare. Pune pe aia, iau pe aia mai mare. Bă, nu știu unde e. Bă, da, unde e, dar de ce ai pus-o acolo? Uite, ia de aici, o bucată și gata. E de curcan asta? Păi de ce unii care le-ai pus tu? Păi
Păi acolo că nu pot să răscolesc. Nu, dar de ce l-ai pus să răscolești? Într-o prasă mare. Dar de ce l-ai mai pus? Lasă-mă, nu mai mă supăra. Ia să vedem ce e. Eu n-am pus-o, ce e? Uite, tu ai pus, curcani. Bag în tava aia și poți. Pune înapoi, că am pus pentru ciorbă. Eu n-am pus așa curcani. Am pus oase. Hai caut aici, că eu mă duc acasă. Da? Da. Caut. Băi, patron, lasă-mă să caut. Uite, am găsit. Păi nu mai pleci dacă faci vorba de... Nu mai plec, unde plec? Eu am treabă mâine, dar trebuie să mă duc și eu până la farmacie să iau niște pastile. Păi, fac sorba de burtă. Da. Păi, patroană, păi trebuie să iau și eu niște pastile de la farmaciei mei, niște injecții tale. Păi eu am permisul, nu conduc. Nu, trebuie să-mi iei, că mâine fac implantul, iar. Aaaa, iar? Da. Lasă-mă-n pace, da. Lasă-mă cum te duci? Filmez și eu, m-am treabă. Cum te duci, patroană, să filmez? Cine să filmez? Păi nu mai filma, lasă-te, vin și eu filmare acum, cum eu las așa? Păi, serios. Hai, patroană, cum ți-e rău? Cum ți-e rău, mă, patroană? Mi-e rău. Păi ți-e rău de frig. Stai să te filmez și eu pe tine. Oh, hai, lasă, nu mă filmă cu mine. Păi tu de ce mai... Păi mă filmez cu ăsta în mână. Tu de ce mai filmat? Stai că filmăm după aia. Te filmez și eu pe tine. Oprește tu. Vrea să faci eu. Haide că plec acum, nu mai stau. Da unde Risica, nu mai vine. Haide, gata, pa, Risica plec. Bă, nu mai vine Risica. Risica a plecat. Bă, prieten, am pus telefonul singur. Ia uitați ce am aici. Uitați ce am, prieten. Și acum avem, am fost chemat la poliție pentru iodile, uitați solicitația, dar vei merg o patrona. Am vrut să vă spun, prieteni, că uitați, mi-a luat patrona cofeta. Mi-a luat patrona cofeta și am avut, uite ce am aici, ia uitați, eu am aici mizerie, așa este în casă, înăuntru, la băieți, vedeți, am paharul, am asta și fac și eu o cafea și după aia intru pe live, prieteni. Ia să facem o cafea, vedeți? Fac cafeaua aici, nu? Eu n-am voie zahăr, mă, prieten. Dar ce fac? Dacă n-am voie zahăr, o să... Dacă n-am voie zahăr... Încep de mâine acum... Azi de mâine... Regimul? Încep de mâine... Era să mai zic ca toplit. Zahărină. Ia uitați cum fac eu cafeaua, prieteni. Uitați. Au. Bag un plic de... Așa beau în fiecare dimineață. Ia să vedem. Dar la mizerie lăsăm așa. Trebuie să tai și punga asta de cafea. De cafea, de cofetă. Ați văzut la cofetă? Mi-a ajutat patroana. M-a ajutat patroana, mi-am luat funga asta de cofetă. Mi-a luat patroana. Folosesc cofeta foarte mult, prieteni. Uitați, pun atâta cum într-o. Aoleu, și pe vasă, da? Și acum... Cred că mi-au furat zahărul de aici. Băi, nene, ce face voi mie? Nu mai e zahăr. Ia să vedem unde căutăm. Ia să căutăm. Zahăr. Oh, l-am găsit.
Ia să vedem, mă, băieții. Să vedem cât zahăr băgăm noi. Ia să vedem cât zahăr. Au, îl luăm de acolo. Uite. Hai, uite, pun atât. Atât zahăr am pus cam mult, nu? Ia să vedem. Am pus și zahărul. Ia, e și niște apă aici. Hai să vedem, să dăm drumul la butelie. Așa. Și încălzim apă. Eu știu, prieteni, să dau drumul și la aragaz. Ia să încălzim apa asta. Să încălzim puțin apa asta. Ca să facem cafea. Și cât timp se face ca apa, o să stau de vorbă cu voi, vă prieteni. Așa, că după aia intru pe TikTok. După aia vreau cafea, intru pe TikTok. Uitați cât am pus în ea prafuri. Prafuri. O bucă praful în ea. Și fac cafea pentru la dimineață. Fac un fel de cafea cu lapte, dar nu e cafea. E necesită, trebuie într-unul, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Dar țin regim de mâine, pentru că nu mai țin regim acum. Deci acum nu mai țin regim, pentru că am băut, beau zahăr. Și am înțeles, dacă țin regim, nu mai trebuie zahăr. Deci beau zahărul, nu suport cu aia, cum se cheamă. Uite, cu asta, cu zahărină, nu suport. Dacă bag una, bag două, nu are gustul ăla. E gustul altfel. Și o să încep. Nu știu dacă de mâine, dar miercuri plec la București și cred că de miercuri o să țin regim. Pentru că problema e să las treha aici, să la mama, pe cuvântul meu nu se mai poate cu mâncărurile, bă, prieteni. Nu se mai poate cu mâncărurile, mănâncă mâncare, dar și ea pentru ea. Mănâncă mâncare grasă, mănâncă, nu știu, că nu prea e voie. Nu-mi convine ceea ce se întâmplă aici. Ea mănâncă mâncare și grasă și de toate și... Dar, pe o parte, zic, asta e, lasă mănânce ce vrea. Că n-am cum să-i mai spun eu să nu mănânce. Și sunt prieteni. Sunt așa supărat, mă supără gagicile în fiecare zi. Eu sunt papălat. Până la urmă, meri soarta, meri să stau singur. Pentru că și eu sunt prea altfel. Să se facă apa și să dau cafeaua. Da, să vedem să nu se facă apa prea de tot. Ce facem, mai tovarăși? Vedem dacă s-a făcut apa aia, să vedem cum s-a făcut apa. A, dacă fierbe, s-a făcut ea, gata, oprim. Că se sparge paharul. Ia să vedem, să băgăm și niște apă de asta de la... Am băgat apă de la nivel direct. Trebuia să mai fierbem. Ia să vedem să sparge paharul. Să sparge, mă, prieteni. Ce spuneți? Gata. Ia să vedem. Să vedem cum e cafea asta acum. O face cafea și după aia mergem la TikTok.
pentru că stau pe TikTok acum, beau și eu cafea dimineață. Hai, spală mama acum asta, mizeria care am făcut-o. Ia să vedem dacă e bună. Haide, că acum mergem. Hop. Ia să vedem, prieteni. Măi, prieteni, transmit acum de la TikTok. Transmit acum de la TikTok. Deci transmit în direct. Uite, prelungitorul ăsta e nu știu cum. Beau cafea acum. Beau cafeaua și dau drumul la muzică. Dicăl. Deci, prieteni, vă pup și vă iubesc. Vă pup și vă iubesc și ne vedem mai târziu, mă, prieteni. Ia să vedem patrona ce face. Ce face patrona? Ai mai filmat? Am ce faci, Gheorghiță? Bună dimineața! Bună dimineața! La filmarea! Am venit și am ajutat-o pe patroana, le-am făcut curat. Ai ajutat-o pe patroana, serios? Păi da, uite, a spus mamă să vină două ore pe zi să mă ajută, să vorbești cu ea. Uite, șteaptă pe jos. Păi, oh, te-a ajutat. Nu pot de mână. Și vrei să vin să o ajut pe patroana? Iar nu m-am înțeles ce mă știi că deja ți-ai făcut și tu fani. Mă întreabă fanii de tine. Și bă, ce face Gheorghița? Domnul, pe tine, pe, da? Ei, pe tine, pe toată poporul, da. Pe toată lumea. Mulțumesc, da. Doamne, da. Ajută și pe tine la fel, Gheorghiță. Da. Da. Și pe tine la fel, dar să știi că e fan care țin la tine și mă întreabă zi de zi, îmi dau mesaje, bă, da, Gheorghiță, ce mai face, n-a mai venit pe la voi? Doamne, să se vă dar vine acum, dacă o să vii pe la noi, o să te vadă mai des. Mai. Auzi, am vorbit cu ea două ore pe zi, dar spus că nu-i dau banii zânului, că oamenii de aia pleacă de la mine. Să spun adevărul, să audă oamenii pe uitul cu tău. Ei n-așteaptă pe 23 cum așteptăm noi la lună, la lună. Pe fiecare zi. Ilie cerea bani pe fiecare patroana, zi. Nimeni nu îți muncește că dai tu banii la sfârșitul lunii. Mă, cum la lună? Păi noi cum așteptăm? Murim de foame până la lună. Dar galbenii din pământ nu putem să mâncăm. Da. Uite, Gheorghița. Dacă vine două ore pe zi, dau banii pe 23. Zic, Gheorghița, aștept după aia să scoată galbenii. Ia vine cu lea să vezi. Ha? Ce-i acolo? Ce-i ciorba? Ce așteptam după tine? Dar ce ciorbă? Că eu nu mănânc. Da, mă. Acum de ce mănânci? Păi nu mănânc, ai făcut-o tu. Ce ciorbă e? De burtă. A băgat două ceapte, morcov. Da? Dar ai spălat-o și tu și pe aia. Cum să nu? Păi da, dar trebuie să fiarbă trei ore. Băi, eu bani e spălată, de ce mă păi fac? Da. Eu răstor mâncarea și nu-ți mai fac deloc. Dar de ce? Ai filmat tu pe blogul tău? V-am filmat și păi nu știai că trebuie să filmezi eu. Că... Uite, aici am pus și peț și praș, o țără din curcan. Da, am cumpărat eu un portat de peci. Bă, patroana, nu-mi place ce ai făcut. Nu-ți place, nu-mi păi nu, dar fă ciorba peste 3 ore, ca să fiarbă bine. Dacă nu-ți place, mănâncă cu Gheorghița. Dacă nu-ți place ce fac eu. Uite, nu prea morcov. Păi cum nu-mi place? Mănânc și eu ciorbă, patroană, că eu am cumpărat-o. Păi spus că nu mănânci. Păi eu am cumpărat-o. Ai spus că n-ai făcut eu totul. Eu am dat banii. Trebuie ouă și smântână, dă-mi bani să-l iau. Lasă ouă și smântână, îmi trebuie și mie, n-am șofer să mă duc în oraș. O sunt pe Anca, am uitat, că mi-a luat șoferul. A plecat, nu e Anca și Anca. Care Anca? Nu Anca lui. Da, care e Anca mea, n-am treabă cu Anca asta. Asta e patroneasă. Ah, e păi patroana, uite-o, asta e patroneasa. Patroneasa e Anca. Nu. Patroneasă. E Domnul Iisus patron. Asta. Iertă Dumnezeu. Da. Mm-hmm. Măi, patroana, și ce face patroana? Dă-i bani să iau ouă, să iau smântână Gheorghița. Bani? Eu nu pot să dau bani, patroana, că am un milion. Și de unde? Dacă dau un milion, nu mai mi-aduceți restul. Oh, nu știu mi-am făcut. Cum Gheorghița nu ți aduce? Păi, patroana, trebuia ciorba să nu o faci acum. Hai, mă vezi de treabă. Să lasă fiarbă prima dată, patroana, nu faci de treabă. Nu că-mi faci tu ciorba de burtă așa cum o faci tu. Cum o fac eu? Păi cine te-a învățat pe tine să faci urmă? Că eu v-am învățat de la bucătarul ăla special. Da. Patroană, nu știi că eu te-am învățat să faci ciorbă de burtă? Doamne, cum m-ai învățat pe mine? Da. O găină. A învățat o găină? Bă, da, să facă ciorbă de burtă, eu am învățat-o, că ea nu știe să facă mai ales. Hai de mine!
Păi știi, ai tu patrona să faci maioneza cu ouă? Păi orez în ladă. Unde e orez în ladă? Stai că am pus aici orez. Orez în ladă. Unde bagi orez? La ciuperci acolo. La ciuperci am crezut că bagi în ciorba de burtă orez. Nu mai e aici. Ia să vedeți unde are ceapa, prieten. Nu mai, că patrona să nu mănâncă Ion. Patrona și usturoi unde mănâncă Ion. Păi dacă cad. Nu te mai dau spatele, că te-ai jur. Dar cum să fie orezul în ladă? Cum să fie orezul în ladă, patroană? Mă, patroană, cum cauți orezul în ladă? Mă, prieten, sfârie mociochița, cum era mocioaca la noi de aici. O femeie care lucra la spital Vișan, halat, și-o vedea toată lumea în halat. Așa, pe patroană, vede toată țara că caută orezul în ladă. Tu l-ai pus în ladă. Păi nu l-am pus acolo, cum să-l pun în ladă? Mă, omule, tu l-ai pus în ladă. Mă, patroană. Orezul e dincolo, e bucătăria aia altă. Păi era la mine în cameră, l-ați luat? Nu. Ia să vedem, mă, prieten, unde e orezul. Ia să vedem unde e orezul. Vedeți la mine în cameră ce e aici, mizerie. Hai să vedem, era orezul aici? Băi, prieten, nu știu unde e. Ia să vedem, o fi pe aici. Aaa, uitați, vedeți? Chiar, mă, patroana, știe patroana. Aici, orbă. Știe patroana, vedeți unde ținem orezul. Chiar are dreptate patroana, dar nu are dreptate că în ladă. Patroană, nu e ladă, dar nu e ăsta. Ăsta era orez de fier, dar merge și... Era la mine în cameră. Păi l-am titulat, patroană, că eu l-am cumpărat. Păi la tot? Ăla tot? Nu, dar trebuie să-l speli prima dată. Îl pun pe ăsta tot? Da. Bagă-l aici să-l spălăm. Patroană? Tot? Tot. Păi o face așa cu orez. Și orez mai rămâne aici. Mai rămâne, o să-l mănânc eu. Hai să... să... Nu, dincolo. Așa, uite. Uite acolo e orez. Unde? Uite, nu e în pungă. Nu e? Hai să-l pungă fier de ăla. Păi nu pune, spală-l prima dată, patroana. Că te văd cum să speli orezul. Așa că cade. Gata că cade. Gata, prieteni, că l-a spălat. Ia bagă, patroana. Bagă tot acum și cu apa aia rece. Așa, zi, patroană, vorbește ce ai băgat ca să... Așa, ciuperci, orez, praș. Ia arată la oameni cum să învârte. Să fac un pic de pipier. Dar cum se învârte? Dar tu ce ai făcut pipierul care l-ai luat de aici? Păi nu știu, că era acolo. Ai, nu mai e pui la locul lor. Hai, lasă că piper pune la urmă. Ce mâncare asta, patroana? Spune ca să știe oamenii. E curcat, nu bag ulei deloc, uite, deloc nu bag ulei. Ca să nu mai mănânci cu ulei. Deci, prieteni, cu patroana nu mă înțeleg cu mâncarea deloc. Păi eu nu mănânc decât două ciorbe, patroană. Dacă nu mănânci... Doar două ciorbe mănânc. Dar le și mie cripurile. Ce? Nu știu cu cripurile, lasă că cripurile le vedem mai târziu. Păi eu cum îți fac ție? Păi și tu mie, Bolea. Ia că telefon. Tu ce faci? Sunt care? Păi da. Uite, n-am morcov să bag acolo, am numai la prăjeală să bag. Băi, patroană, nu putem să băgăm puțin oțet în ea? Doamne, ferește, acum când băgăm când smântâna și oameni. Păi vrem acum, ca să... Dă-i să ia Gheorghița oavă, să ia patru oavă. Dar n-am cum să dau patru oavă, că mâncați banii mei. Că am una de 50 de lei și eu... Da, de la mine. Ce? Da, de la mine 50 de lei. 50 de lei? Păi de ce dau? Să nu mai duci rest. Păi cum vrei să mănânci? Păi dacă nu mi-ai duci restul... Mama ta, nu! Dă-i la Gheorghița. Gheorghița, eu dau, dar mi-ai duci restul. Păi cum să nu, Gheorghița e pocăită, cum? Păi unde e? A, uite. Eu îi dau și mi-aduce. 50 de lei, dar ce e? Dar nu, ce zice patroana? Bă, Gheorghița, i-ai două pâini. Da. Ții minte, două pâini.
Ea e o smântână, nu mare așa, o smântână. Și 4 ouă. Deci 4 ouă, o smântână și 2 pâini. 4 ouă, o smântână și 2 pâini, nu? Da. Minte, da. Da. Patronă? Da. Ce faci în patronă? Stai puțin. Ia și mie. Stai că zic. Stai că le-i lui patrona, prieteni. Dar să mai... Mai fac și eu o cafea. Nu prea mai e, am luat o cafea de 3 zile, zic de săptămâna trecută. Da, patronă? Mama, ursul nu vine să mănâncă deloc la noi, tu nu-l întrebi și tu să vină să mănâncă. Să fac mâncare și să dau acolo să mănâncă și ursul cu ochii. Da, patronul, da. Patronul, ochiul ăsta, pe unde se mai aprind? Deci dai foc la pizele alea, de la miloc. Că aia dai foc la file. Păi uite, nu mai minte. Ia mâncarea asta, tocana, două parte și făi ceai dacă vrei. Măi, patroane, ce să iau mâncarea asta? Stai să iau. Au! Te vezi, așa mă dorești pe mine mâinile. Bagă patroane și mie, că mă doare mâinile. Te vezi? Mă doare mâinile. Mai mănânc zahăr noaptea. Dar nu, tată, gata? Mai mănânc zahăr noaptea. Zahăr? Pe unde eu mănânc zahăr noaptea? Păi ăla face ochi, nenorocește ochi. Gata, unde să mănânc eu zahăr noaptea? Ia cârpa, te arde. Dar becurile și curentul plătim așa, cu zi cu noapte. Tu la tine am văzut că nu strângi becurile deloc. Că cum nu le strâng, dacă dorm? Și deșeurile nu mai le ține și ziua. Păi dacă dorm o patronă? Mă, mamă, vine raganul ăla, uzi. Și a mers mașinile pe apă, Doamne ferește, în toate județele. Să nu vină și pe noi, auzi. Cine se vine patronă? Paraganul. Paraganul cum adică? Nu-i spune să nu vină. Dumnezeu să nu-l aduc. Câtă lapte bagi, Doamne ferește. Păi cum, mă, patroană, să nu-l aducă? Că noi ne l-am dorit și noi pe țancă, pe uraganul, să vină să cânte. Nu? Când te sugă pe tine și pe urs, pe uraganul. Dacă vine mai devreme uraganul, da, pe uraganul, n-are ce căuta aici la noi. Și pe salam și pe tof, măturat, aduce tof. Dar n-are ce căuta aici la noi uraganul. Nu. Acum? Nu. Păi dacă vine raganul, că nu vine raganul, vine și cu vigilie. Mă, patroane, dacă vine raganul, acum vine... Ia, pui, mă, l-am luat Zarina, uite Zarina acolo. Uite Zarina, ia pune cu Zarina. Nu, mamă, Doamne, ai diabetul, ce sute. Am băgat puțin. Doamne, fere, bă, ce nu te vezi tu cu Zarina? Cum bea oameni? M-am luat patroane pastilele, că nu trebuie să iau pastile, trebuie să fac niște injecții. Și nu le faci? Păi dacă nu le-am bam. Mă, tu-ți bagi joc de viața ta, cum a spus doctorul ăla prima dată de la cap. Îți bagi joc de tine. El de dimineață luai pastilele și insulina a făcut. Mamă, nu pot să crezi, le-ai luat? Da. La ba... ora 9 eu iau... Vedeți-mă, prieten, patroana face treabă. Și tu ce treabă faci? Că să-mi mișorară ochii în capul tău? Da. Și nu mai vezi bine cu ei? Auzi-mă, prieten. De TikTok și de Zahăr? De TikTok? Doamne, ferește așa. Mă, mamă, îți bagi joc de tine, mamă, așa vreau Dana și am, să-ți bagi joc de tine. Patronul care, Dana, nu mai are treabă cu mine. Dar de ce nu mă înțelegi pe mine, să te faci cum ai erai tu prima dată? Să nu mai mănânc zahăr deloc. Cum să nu mai mănânc zahăr, patron? Să bei zahărină, să-ți bagi în orice. Stai numai grigă, grigă și pastel. Să pune pe ea mea urâtă și n-ai vorbit cu un om să bagă caloriferele. Mm-hmm. Tu nu știi să vorbești cu oameni. Care calorifere, patron? Păi eu am venit de la Rino, de la București. Să faci centrala. Am venit să fac centrala ție? Treaba ta când e dă frigul, îmi fac foc în sobă și îmi vadă treaba. Îmi iau o mașină de lemne. Acum, la luna viitoare, îmi iau o mașină de lemne. Așa fac. Iau o mașină de lemne și gata. Ia de obiță cel roșu. Ce te faci, domnul? Unde e
Vine acum. Să nu mai zic vorbe. Așa, mă. Să-i să două să telefonul să mă arăt. Mai dai drumul la ușa aia să ne cadă. Dar la ce? Că vă nu e dacă vei băgă și un par de suc și bea. Nu. Deci? Nu. Vezi dacă e fiar și apa acolo, s-o dăm de o parte, că făcută din față. Nu, ce să vină el. Ai adus restul Gheorghiță, cât ai adus? Să fiu, îți mănânc bani, eu n-am mai iubit să fiu. Bine, Gheorghiță, gata, e bine. Te mai trimit altă dată că mi-ai adus restul, cred. Gheorghiță nu o plece. Băi, patronul, nu știu dacă o fi apa. O fi o părită? Bă, păi tu ce vezi? O, am băgat digitul în ea. Păi da, am băgat degetul, mă, prieten. Tu numai porcării și de ce nu faci în cană, că tu nu faci cară? Păi da, da, asta am băgat degetul. Am băgat degetul. La mine nu-mi leșine ăștia. Nu, nu pot acum, patronă, că filmez. Ca să pui tare tare. Da, păi filmez și eu. Meter, orice. Păi le pui și eu mai înainte. Ești tata, orice. Bravo, prieten, vreau să vedeți la mine pe canalul meu de YouTube, Leo de la Străia, prima dată exclusivitățile. Și patrona mai pe coadă, mai târziu. Oh. Mamă, ești what's. Păi da, patrona, și de ce? Am făcut 2 milioane de vizualizări. Da, să fii sănătos să faci. Că e ce-ar trebui la acasă și fanii mei și ai tăi să vii acasă să faci vizări. Stăteai la Rimo, nu da, făceai nicio vizări. Ia să vedem la Rimo aici. Ușor să-mi faci parul. Gata, gata, gata. Gata, mă, s-a spart. Da, să nu mai zi așa. Nu mai scobi. Ia să punem și asta. Oala pe foc, peștele în baltă. Gata, mă, prieteni, mai beau o cafea, asta e a doua cafea. Două beuri? Da. Hai de mamă. Păi băuți, Gheorghiță, cafea. Ce e asta? Bă-